Eu le-am făcut pe toate în viața asta. Și n-am mințit niciodată, am spus de fiecare dată. Dar toate la vremea lor. Ce am realizat? Că nu sunt bune. Sunt trei oameni pe lumea asta, da? Care s-au uitat într-un fel la mine și nu cred că o să se mai uite nimeni. Poate fi mea. De fapt, sigur, aia o să se uite așa la mine. Avem tendința să ne purtăm frumos cu oamenii în oraș, în loc să ne purtăm frumos cu familiile noastre acasă. Și atunci, aia care nu mă plac în oraș să fie sănătoși, oricum n-am nevoie de ei. Pentru mine tata a fost chiar că zeul meu suprem. Și mi-a zis așa: iartă-mă că m-am îndoit de tine. Când erai mic și bou, că m-am îndoit o fracțiune de secundă de tine. A fost. Iartă-mă. Chiar cred că ar fi fost cel mai, și mi-a zis așa, bun bunic din lume. Iartă-mă că un om bun, demn, mândru, corect, că m-am îndoit, care își dădea sufletul pentru familia lui și pentru oricine din familia lui. Ăla a fost tatăl meu. Și de la tatăl meu n-am avut decât vorbe frumoase. A existat odată să-mi zică că sunt prost, că nu sunt bun, că nu fac ceva bine. Am tot felul de repere. Copiii ăștia pe care noi îi facem nu sunt ai noștri. Noi doar îi aducem pe lume. Ei au viața lor. Și fata mea o să aibă viața ei. O să fiu în spatele ei și o să un pic tată iau stânga-dreapta, dar în rest îți dau cuvântul meu de onoare. Trebuie să sufere, trebuie să știe și problemele. Nu se trebuie ținut într-un glob de sticlă și după aia când se trezește la 25-30 de ani într-o relație, îl omoară pe la în casă. Bună seara, suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici și în această seară invitatul meu este un invitat care are carismă, iubiți, a avut întotdeauna lipici la public, lipici la fete, lipici la toată lumea, e extrem de talentat, vorbește liber, e genial într-un cuvânt, am marea onoare să l-am invitat pe Augustin Viziru. Mulțumesc frumos că m-ai invitat și chiar când am primit telefonul și am înțeles că am fost invitat la tine podcast, m-am bucurat tare mult. Cu toate că eu nu prea urmăresc ce se întâmplă, dar de fiecare dată, în orice postază te-am văzut, energia ta mi-a făcut plăcere de fiecare dată. Mulțumesc frumos și îmi place că vorbești despre energie. Oamenii te știu ca om de televiziune, ca băiat de oraș, dar în ultimul timp, și îmi place că am avut o mică discuție înainte să începem podcastul, te-ai schimbat, ai devenit un alt om și pot să mă regăsesc în asta. Cine este Augustin Viziru de astăzi? Augustin Viziru de astăzi încearcă să fie Matthew McConaughey, zicea. Augustin Viziru peste 10 ani, înțelegi, adică să, nu știu, dai seama, noi oamenii suntem făcuți cu defecte. Obiectivul meu este să, nu știu, asta am conștientizat în ultima vreme, că pe lumea asta nu poți decât să fii om bun, să încerci să fii nobil și să ai posibilitatea să reușești să-i ajuți și pe alții. Adică să nu mai fii atât de zăpăcit și cu atâtea probleme încât să-ți poți să permiți să-i ajuți și pe alții. Și cam atât, în rest, nu-mi fac planuri niciodată. Ce vine, aia primesc. Nu mă dau la o parte de la nimic. Și cam atât. Unde s-a dus celălalt băiat? Băiatul ăla vesel și mereu pus pe șotii și glumeț și haios și toată lumea îl plăcea și toată lumea se făcea plăcut peste tot pe unde mergea, dispare ușor, ușor și cred că într-o oarecare măsură firesc. Are să face cu maturitatea, presupun. Normal, încep responsabilitățile, încep grijile, încep copiii, încep tot felul de lucruri care pe mine mă copleșesc, mai ales de când sunt tătic. Nu înțeleg sentimentul ăsta, grija asta atât de mare față de puiuțul meu. Și am observat că noi avem tendința de multe ori, cred că de-aia s-a inventat și peștele. Pleacă bărbații la 3 dimineața la pește, că vezi, Doamne, peștele liniștit. De-aia seama că ești la 5 și la 6. Dar numai ca să plece de acasă. Pentru că eu asta simțeam. Simțeam o responsabilitate care efectiv mă copleșea, știi? Dar ușor, ușor, creierul uman se adaptează la orice, face față și cred că ăsta e cursul vieții până la urmă. Dacă ar fi așa să ne regăsim amândoi în ceva, îmi place că ai adus subiectul ăsta aici pe masă. Dintre toate cele care le-am lăsat în spate, mi se pare că ăsta a fost
asta cu copilul pentru cineva care toată viața lui a fost all about me, all about me, despre mine, despre mine, despre... Înțelegi ce vă spun? Da, da, să știi că la mine n-a fost cazul. Eu am fost all about others de fiecare dată. Și la mine, dar tu înțelegi la ce mă refer? Da, da. În momentul când vine copilul, ți este așa de frică dacă poți să faci față să ai grijă de el. Ești copleșit, adică pentru că vrei să te asiguri că... Cât timp nu comunica, nu știam, nu puteam să comunic cu ea și nu știam dacă o doare sau dacă e bine sau dacă... Acum fetița mea, că am început să mai vorbesc cu ea, cu alea, m-am mai relaxat. Dar până să înceapă să înțeleg ce spune, să înțeleg... Ești aproape pentru anxietate non-stop. Teroare. Da. Teroare, o teroare constructivă până la urmă, pentru că drept dovadă după perioadele astea, în multe alte situații în care mai m-am regăsit, m-am descurcat mult mai bine. Și mă refer la presiune și la chestii de genul ăsta. Păi tocmai de asta am adus asta la masă, adică bă, m-am descurcat în alte situații de tot rahatul și grele și aici, aici e vorba de emoții. Nu compar. N-ai cum să compar cu nimic altceva, cu afacere, cu orice, cu carieră, cu orice. N-are nicio legătură, nici cea mai mică. Crezi, și m-am gândit la un moment dat, crezi că e diferit și cum era pentru părinții noștri, pentru bunicii noștri, când aveai la 18-19 ani și luai toate alea și după aia la 30 deja aveai 7, adică era deja... La mine a fost... Înțelegi ce zic, nu? Da. Bine, ideea e că... Nu știu, viața pentru mine e într-un moment bun, să zic așa. Adică caut, cum ți-am spus și mai devreme, îmi caut echilibru. Îmi caut să fiu un om echilibrat, să fiu un om cumpătat, să îmi fac datoria. Pentru că stăteam de curând, mai povestit, dar bunicul meu a fost un tenismen foarte mare și a scris niște cărți. Și spre rușinea mea, acum 2 luni de zile m-am apucat să citesc și eu prima carte, știi? Și stăteam și citeam așa ca să fac un rezumat, să nu te zăpăcesc. Doamne ferește! Făceam așa, citeam și în 40 s-a operat prima oară de ulcer, după aia s-a mai operat în 50 încă o dată și a ieșit campion național de 9 ori la rând. Și toți adversarii lui erau cu 2 capete jumate mai mari. Și dacă el s-a sacrificat toată viața asta genetic, eu mai am voie să mă plâng acum de ceva. Dar toți, tocmai asta, uite, săptămâna trecută am fost la Muntele Atos și vorbeam acolo cu niște băieți despre, și cu părinții, sfinții părinți acolo, cum erau bunicii, străbunicii noștri, că pe front, cu 7-8 copii, munceau de dimineață până seară, dacă nu mai ferește, murea un frate, trebuia să crească și încă 10 copii, 12 copii de la ăla la altul, adică era totul doar o luptă, și noi acum trăim în cea mai benefică, în cea mai abundentă, cea mai prosperă perioadă și suntem în continuu nemulțumiți. Și să fie nici în ce mai rău, dacă mă întreb pe mine. Da. Pentru că noi, omul nu e făcut să stea. Omul e făcut să umble, să se plimbe, să se ducă, să vâneze, să muncească, să exact, facă. Să... Și plus că firea omului, noi nu să ne mulțumim niciodată, indiferent orice ai avea pe lumea asta, noi totdeauna o să ne dorim mai mult. Că și e firea umană, da? Important e câteodată să încerci să te mulțumești și cu mai puțin. Mai puțin. Merge. Maria are 3 ani și jumătate acum. Ce tip de educație încerci să-i oferi? Păi aici e cu duș întors, pentru că îți dai seama, și nevastă mea nu e pe aceeași lungime de undă cu mine, și multă lume nu e pe aceeași lungime de undă cu mine, dar în același timp, dacă eu în familia mea am văzut totuși că a fost vorba de sport, că a fost vorba de muzică, ce a făcut fratele meu sau toți ce au făcut din familia mea, au fost cam în top. Și eu cred că meseria asta, eu trebuie să fiu cel mai bun la meseria asta de părinte, adică n-am voie să greșesc sub nicio formă. Și de multe ori sunt mai înțepat cu ea, adică mai... Dar serios, se descurcă foarte bine, adică nu... Mă, asta nu mai te purta așa urât cu ea, dar e urât, na, o iau mai tare un pic, nu... A, eu nu pot deloc, sunt total căcat pe mine, adică în fața, știi cum sunt? În momentele alea îți dau cuvântul meu de onoare că și eu sunt la fel. Nu, adică la mine este momentul când a venit tati nu știu ce. Da, mă, da. N-am niciun fel, adică Damian ăla altul care mănâncă, nu știu ce, aici, știi cum sunt? Da, știu ce zici, da. Și mă, asta se uită la mine, bă, dar ce o să-i faci? O să aibă niciun fel de sânge în el sau cu tare? Mai bine, la cât mi-am luat eu. Lasă-l pe el să fie inversul meu. Ascultam și eu că mai mă uit pe telefon și văd chestiile astea. Spunea cineva ceva interesant. Copiii ăștia pe care noi îi facem nu sunt ai noștri. Noi doar îi aducem pe lume. Ei au viața lor. Și fata mea o să aibă viața ei. Eu o să fiu în spatele ei și o să un pic tată iau stânga-dreapta, dar în rest îți dau cuvântul meu de onoare. Trebuie să sufere, trebuie să știe și problemele. Nu se trebuie ținut într-un glob de sticlă și după aia când se trezește la 25-30 de ani într-o relație,
îl omoară pe la în casă. Da. Știi? Și măcar atunci... să-l omoare ea de pe de-aia. Nu, păi da, nu. Microfoane, nu stau pe geam așa. Pe geam stau, nu, nu. Da, e... În multe interviuri povesteai că ai avut de toate când erai mic. Da, chiar am avut. Ai avut sportiv. O copilărie fără traume, fără nimic, adică cu totul cu, cu părinții? Cu... Din ce conștientizez eu, nu. Nu mi-aduc aminte de traume, dar cu toate că în ultima vreme am început să-mi pun cât mai multe semne de întrebare și mă gândeam de ce e diferența asta între mine și fratele meu, știi? El nu e așa descurcăreț, să zic, ca mine. Da, suntem sânge, același sânge, am crescut în casă, am avut aceiași părinți. Nu e ca și cum am fi primit o educație da, da. Separată da, da. Sau să zicem că avem opinii diferite. Care e diferența de vârstă între voi? 3 ani jumătate. Și concluzia mea a fost, pentru că el când s-a născut, el a fost așteptat în familie de peste 40 de ani de Gogu și așa mai departe, viitoarea generație de tenismeni și avea și vocea înregistrată pe magnetofon. Eu n-am nici poze când era mic. Când a apărut al doilea, cred că între mama și tata era o situație mai tensionată, cum multe familii multe fac se întâmplă, da, da, da. Chestia asta, ceea ce, mă rog, acum lasă, bine că m-au făcut. Așa, stai că mi-a fugit ideea. Da, ideea este că eu tot timpul a trebuit să mă fac plăcut. People pleaser, adică pe românești. Da. Adică am fost nevoit, dar mi-a ieșit, pentru că oriunde m-am dus, adică da, ăsta a fost darul meu, să zic așa, dar, mă rog, cred că am fost forțat de împrejurări da, să da, mă da, descurc da, singur, da. Să încep. N-ai cum să fii people pleaser. Exact, adică nu e ca și cum îmi doresc eu. Niște filtre emoționale și băi, așa o să meargă bine, atunci trebuie să mă fac pe... Exact, da, asta cred că am pățit eu și de-aia probabil sunt mai descurcăreți. Și pe de altă parte, într-adevăr, am cunoscut strada de mic, am avut niște prieteni de-am nimerit pe stradă și îți dai seama. Dar întotdeauna aveam o limită, să știi, adică indiferent ce anturaj aveam, că erau hoți, că erau tâlhari, nu prea aveam prieteni. Mă rog, sau cine era în anturajul nostru. Când vedeam eu că e groasă rău de tot, mă dădeam la o parte. Nu... Adică îmi plăcea doar atmosfera da, pe care da, o avea. Da, da, dacă da. Știi... E normal, pe toți am copilării printre ăștia, sunt cei mai mișto, dar important e să pleci acasă exact când trebuie. Exact, exact. Și exact. Pot să spun asta, pot să mă regăsesc și eu, că întotdeauna, parcă, mulțumesc Dumnezeu, cum ai spus și tu, m-a ghidat Dumnezeu să plec exact în momentele cheie, când s-a întâmplat ceva rău. Da. Parcă te apără da. Cumva de te ferești adică de s-a întâmplat alte prostii, dar au plecat la ceva, la o prostie, la nu știu ce, nu știu ce, totdeauna Dumnezeu m-a... Da, uite, și eu pățesc chestia asta și de multe ori mă întreb, zic, bă, de ce eu avea norocul ăsta? Că am situații, chestii de feeling, nu știu, simt că nu trebuie să fac niște chestii și să vezi, nu le fac și până la urmă iese bine. Spuneai că multe interviuri, iarăși povesteai despre părinții tăi, că taică tu îți oferea orice, că ți-ai câte 500 de dolari pe noptieră și pe asta, adică era, taică tu a fost un om de afaceri sau cineva care își permitea să aibă... Tata a fost un fotbalist. A fost un jucător de fotbal, a jucat la Dinamo, a jucat la multe echipe. N-a fost el de lotul național, cu toate că ar fi ajuns dacă nu pleca la Dinamo când l-au luat în armată și s-a dus la și se ducea la Argeș, unde era Dobrin. Adică dădea la pase de gol, făcea la golgheter, la făcut. El era de și golgheter în campionatul ăla, era cizmar. Și s-a dus la Dinamo și la Dinamo era tot lotul național al României și n-a mai prins lot. Augustin Rednic, toți, da, da. Morat, toți. Toți, grei. Țălnar. Și, da. Și atunci el, după ce a terminat fotbalul, l-a pus în cui cam de vreme, cred că pe la vreo 28-30, a plecat și a făcut Coverceanu. La vremea lui Ceaușescu. Bunică mi l-a ajutat, nu știu ce, și a terminat Coverceanu și era un antrenor de fotbal și noi ne-am deschis o școală de fotbal. Am avut prima școală de fotbal din România. După Revoluție. După Revoluție, nu. Dar școală, păi nu cred că a fost vreo școală de fotbal. Nu, normal, nu. Erau, na, cam. Și noi, ca asta ziceam la un moment dat, că vreau să mă mândresc și eu cu el. Mă, tată, de ce nu te duci tu la divizia să antrenezi? La Dinamo, la Steaua, la oricine? Și m-a întrebat, mă, cât are Andone Pan? Țin minte și atunci, Dinamo era satelitul nostru și mai auzeam și noi, știam diverse informații. Și avea 120.000 pe an la Dinamo. Eu cât fac, mă, pe aici? Mai mult. Și nici n-am șeftat. Am că acolo stau tot, zi, mă, de aia afară. Stau cu copii, energie bună, îmi vorbește lumea cu zâmbetul pe buze. Nu-mi trebuie mie agitație. Era șmecher. Și era acolo pentru tine întotdeauna? Orice făceam pe lumea asta.
Orice, cât de mare era nenorocirea, cât de mare era prostia, cât de... Orice, nu conta, nu aveam niciun... Nu interesa. În clasa 7-a, din 11 materii, am fost corijent la 10. Mișto. Și singura la care nu eram corijent era sportul, când dădea profesorul 10, că săream numai la bătaie de fiecare dată. Și... era un diriginte, Herescu-l chema. Și a venit în ultima, mai erau 2-3 zile de școală, zice, viziru, repetent, mă, dacă o bucurie în suflet, știi, un om din ăla rău, știi, un câine din ăla, de-aia mie mi-e frică de învățământul ăsta. Și acum când am auzit, îți dai seama, am înnebunit, era și bunică mea în România și ăla era colonelul de armată, la Steaua, prea te jucai cu ăla. Și când am ajuns acasă, a zis la bunică mea, că stăteam chiar lângă liceu și la telefon, că vrei acasă, te leg de calorifer, te bat apă cu sare și cu pâine. Mă rog, ce mai mi-a zis el pe acolo. Tata fiind lângă mine în momentul ăla. Și tata cu bunică mi-avea un respect deosebit între ei. A fost ceva... De-aia tata a și luat numele lui Gogu. S-a părut că era un om prea mare și merită să-i preia numele. Și pentru prima dată a fost când tata a luat telefonul și zice, ce faceți voi, mă, cu băiatul meu? Bang, și-a închis telefonul. Haide, tată, vin în coș. M-am dus în seara aia cu el, nu e un exemplu bun, recunosc, dar m-a dus la capitol și am jucat pe cănele cu el toată noaptea, roșie neagră de mea. Stai, tată, liniștit. A doua zi, directorul de la Jean Monnet era Predescu, mi se pare, care fusese și profesorul lui. Și într-un fel a făcut el în așa fel... În românească. Românească, de s-au modificat toate 5 modificat, că mediile erau încheiate. Și m-am mutat la liceu. Da, na, nu abuzam niciodată de bunătatea lui. Niciodată nu abuzam. Și mi-era rușine mereu de... Era la fel și cu fratele tău sau doar cu tine? Da. Eu chiar cred acum că pe Lucian îl iubea mai mult. Înțelegi? Da. Mama voastră se punea, adică era să certa cu el că vă alinta prea mult? Nu aveau ei discuții de genul ăsta. Ei aveau alte tipuri de discuții. Nu, dar chiar... Adică mama, dacă mă întreb pe mine, mama a fost cea mai cu mână de fier așa, cu mine, cel puțin. Până a realizat că n-are nicio șansă și după care chiar m-au lăsat să fac ce vreau. Că vedeau că nu au sorți de izbândă cu mine. Da, probabil eram supărat, eram nemulțumit, eu știu ce. Ai zis că ai avut o relație specială cu bunica ta. Cu mamă, da. M-a educat. Aia mi-a dat mie educație și a avut grijă de mine. Pentru când aveam 7 ani, mi-a pus meditatoare de engleză și franceză, era de viță nobilă, de sânge albastru, vorbea 14 limbi străine, era o femeie ticea, îi ziceam. Și femeia aia m-a învățat bunele maniere, cum să mă port în societate, absolut tot și mulți ani a stat alături de noi. Și asta e meritul ei, că eu stăteam pe sub biroul ăla și înjuram că nu-mi plăcea, vreau să stau afară cu copiii, îți dai seama, dar aia era mâna de fier, să zic așa. Care practic mamă a ținut cam toată casa, începând de la bunică mea, de la Gogu, de la mama, de la o femeie foarte puternică. Și Lucian a avut aceeași relație cu ea? Lucian a fost genul de băiat care tot timpul a avut senzația că îi se cuvine din partea lor. Adică nu era ca și cum totul era normal să fie iubit, să fie apreciat, să fie respectat, să aibă tot ce îi trebuie lui la dispoziție. N-am văzut tandrețuri prea mari între fratele meu și mama, de exemplu, sau între fratele meu și bunica mea. Da, nu prea e el genul ăsta de om așa să se lipească de oameni. Am înțeles că mama ta a trecut într-o cumpână cu COVID-ul. Am trecut într-o cumpână cu COVID-ul, dar a fost aproape de să se ușchească. Doar ferește. Și bine că a scăpat, dar mama a avut o cumpână mare după ce m-a născut pe mine. Prima oară mama a făcut hepatită, nu mai știu ce sau nu știu, una rea oricum. Și tot așa mai avea puțin să facă ciroză să moară. Și tot Gogu a salvat-o. În Austria i-a trimis cu un elicopter, i-a trimis niște medicamente care erau foarte scumpe pe vremea aia. Atunci și așa a reușit să scape. Bunicul trăia afară? Da, el a antrenat în Occident 25 de ani. El imediat... Deci nu fugit. Nu. Ok cu... Nu, ok. El, bine. Semi-fugit. Nu fugit. Da, nu fugit. Semi-fugit, îți dai seama. Toți vreau să fugă.
Da, adică nu doar că trăia afară și mai părea aici, mai plăta taxele. Aici da. Venea o lună, două și tot afară. Venea tot timpul. La un moment dat a avut probleme, că tot așa era capitan de cupă Davis și n-a avut rezultat undeva și era țânțarul, că de-aia ziceau ăștia țânțarul, i-a răspuns, nu știu ce, ministrul de partid de apărări, i-a răspuns lui ăla pentru data oficială și i-au retras pașapoartele, vizele și așa mai departe. S-a chinuit câțiva ani să mai plece din țară. După care a rămas acolo. La 25 de ani am antrenat în Austria. Și noi fiecare vacanță de vară, 3 luni pe an, stăteam acolo. Și pregătirea pe care o făceam cu bunicul meu de tenis în alea 3 luni, mă ținea tot anul. Da. Era. Deci un privilegiat. Da. Chiar da. Am fost privilegiat, într-adevăr. Anul acesta se împlinește 10 ani de când ai rămas fără Zeus Suprem, așa cum l-ai numit tu. Da. Încă mai simți lipsa? Câți ani avea? 60. Tânăr. Da, probleme, supărări. Uite, mă uitam acum, m-a tras asta și m-am mutat. Fiind exact sportiv, adică ce, avea ceva, băutură, țigări? A, bine, șpriț și țigări, îți dai seama că era la ordinea zilei. Dar tata, de exemplu, dimineața când se trezea, prima oară când stătea la predeal, alerga până la 3 brași înapoi, coborâ la saună, piscină și după aia și începea ziua. Adică avea grijă de el, ce mânca, cât mânca, adică era foarte atent. Numai că în urmă cu mai mult de 12-13 ani, noi am avut o bază sportivă chiar pe Barbu Văcărescu, unde el acolo a stat 25 de ani în curte, tot așa, 20 ceva de ani, nu știu dacă au fost chiar 25, până într-o zi când au venit ăia, ne-au închis porțile și ne-au dat afară abuziv de acolo. Și acolo era copilul lui, ce a crescut el, îți dai seama, surse de venit nu mai erau, probleme, nu mai erau bani, nu mai alea, supărări. S-a retras, s-a închis în el, nu era genul de om care să se exteriorizeze. Și l-auzeam tușind, știi, noapte, continuu. Zic, mă, dar nu mergem, mă, și noi la doctor să vedem și noi ce zice. Ce, mă, să-mi zic că e cam cancer. Ia, și am fost prima oară și mi-au zis cancer gradul 4, metastaze cerebrale, cum e mai rău? Exact ce a zis el. Ia. Frica lui, dai seama. Aici și ce scoatem pe gură, ce ne atragem și ce gândim. De-aia când îmi vin gânduri de-astea, le arunc imediat. Și orice gând de genul ăsta. Și pentru mine tata a fost chiar că zeul meu suprem. Sunt 3 oameni pe lumea asta, da? Care s-au uitat într-un fel la mine și nu cred că o să se mai uite nimeni. Poate fi mea. De fapt, sigur aia o să se uite așa la mine. Tata lui tata, Vasca, și Mica, sora lui tata lui tata. Ăștia 3 oameni. În rest, orice am făcut, pe unde am fost în toată viața asta, că a fost tenis, că a fost biliard, că a fost actorie, că a fost fotbal, am fost bun la toate. Toată lumea, mamă, ești extraordinar, ce talentat ești. Niciodată n-am simțit că am darul ăsta să simt când spune cineva ceva din suflet sau o privire bună, știi? E, ăia 3 erau singurii care îmi spuneau câte o vorbă bună adevărată pe care o simțeam. Restul pe mine nu mă interesează, poți să-mi zici că sunt talentat până mâine dimineață, că... Cred că e o chestie de autoapărare sau, nu știu, nu neapărat de talent. În general, e foarte greu să cred ce spun oameni. Încă mai simți lipsa? Din ce în ce mai rău. Asta e pentru că, nu știu, de multe ori mă gândesc la el și cum ce-ar fi făcut el în situația mea și că vreau să-l depășesc, că vreau să fiu mai bun ca el. Ar fi fost mândru de tine dacă ar fi trăit? A fost o fază, uite, să povestesc o fază. El, la un moment dat, a mai trăit 3 ani jumate după. Am reușit să fac un miracol, dar de a mai trăit 3 ani jumate. Și după 3 ani jumate a recidivat din nou. Și când a recidivat, deja nu mai putea să meargă. Trebuia să-l car să meargă în pat. Și în ultima perioadă, de obicei când se termină tot, mai e un zvâc. Așa se zice, că îți mai revii un pic. Și zic, haide mă, că mă să fumez o țigare și mă întorc să te iau să te pun la masă. Că plăcerea lui este să te la masă, să mănânce grătar, să dea la lume să mănânce, să bea. Aia a făcut toată viața. Și când mă fluieră și când mă întorc, îl văd în picioare. Când l-am văzut în picioare, am înnebunit. Zic, ce faci mă în picioare? Și că credeai mă, fraiere, că mai stau jos, te driblez eu pe ăștia, îi fac putoare. Zice, mam, gata, îi luăm. Și acum am zis, l-am luat așa, știi? Și, l-am luat și zic că stop. Zic, ce mai obosit? El nu mai căra destul. Și mi-a zis așa, iartă-mă că m-am îndoit de tine.
când erai mic și bou, că m-am îndoit o fracțiune de secundă de tine. Iartă-mă. Atât. Aia a fost. Da. Șmecher. Șmecher. Cum dar crezi nu pot să mă abțin când vine vorba de el, deci efectiv n-am ce să fac. Cum n-am crezi ce... că ar fi fost ca bunic? Nu mai facem emisiune dacă continui. Jurez, dau cu patru mă gândesc. Cred că ar fi fost cel mai bun bunic din lume. Un om bun, demn, mândru, corect, care își dădea sufletul pentru familia lui și pentru oricine din familia lui. Ăla a fost tatăl meu. Și de la tatăl meu n-am avut decât vorbe frumoase. A existat odată să-mi zică că sunt prost, că nu sunt bun, că nu fac ceva bine. Am tot felul de repere. Ca să trec de la starea asta, să mă enervez un pic, când mai văd diversi prieteni care au copii și le spun, că ești prost, nu ești bun de dedă. Mă, ce ești tu, mă? Mă, ce ești tu? Adică dacă tu n-ai reușit, tu ce faci tu? Acum tu îți canalizezi energia, suferința ta i-o transmis copilului tău, mă? Păi du-te, bă, și aruncă-te după bloc, mă. Atât au nevoie copiii noștri, de încredere, să dragoste și iubire și atât. Mai încolo, vedem noi. Da. Ar fi fost, într-adevăr, un bunic extraordinar. Ar fi fost. Maica ta cum e ca bunică? Aia, mama e un copil și acum, dacă cumpăr două telefoane și dau bani să aibă de cheltuială, e cea mai fericită. A fost iubită mult de taică tu. Da, s-a iubit mult. Tata a făcut eforturi uriașe și a curtat-o foarte mult timp ca să reușească să o curteze. Și până la urmă, da. Leiști. Se împăcau bine? Mama cu tata, depinde. Acum, ce să zic... Ca în orice familie, tu îți dai seama că erau certuri și alea, ăla era frumos, bani, buzunar, îți dai seama, seara, ce credeai că face? Nu? Șprițuri, lăutari, nu era normal că era scandal? Veniți la casă? Hai, când venea acasă, dacă nu, că la un moment dat a fost o discuție că el, săracul, venea acasă și luau stereo. Și bunica mea și mama. Unde ai fost, că nu știu ce, și stați, bă, că nu știu ce să explice. Și acum Gogu era și la casă. Și vine și Gogu în casă. Nu, tu ești prost. La cum mă faci prost? Păi tu stai, este ce două ore cu ele. Te mă culcă, te... Mă rog, na, îți dai seama că... Așa e familie, de ce să nu recunoaștem? Ne mai certăm, dar, în schimb, dragostea a fost întotdeauna în casa noastră. Aia e cel mai important. Dacă... Ne-am fi văzut acum 10 ani și ți-aș fi spus că o să fii așa responsabil ca tătic și așa de afectos, ce ai fi spus? Ai fi crezut? Nu știu. Chiar nu știu ce să-ți răspund, pentru că acum 10 ani să știi că nu gândeam diferit foarte mult de acum. Să știi că nu era o mare diferență în mentalitatea mea. Mentalitatea mea s-a schimbat complet când am fost la prima fermă a vedetelor. Mie atunci mi s-a schimbat filozofia de viață. Pentru că eu când am ajuns în show-ul ăla, eu nu știam de măștile astea că există la oameni măști. Știi? Atât de bău eram. Eu cream că oamenii așa cum ești, așa ești. Nu? Că așa sunt. Adică eu consideram că dacă te văd așa cum ești, nu credeam că poți să fii altfel. Înțelegi? Și când am ajuns acolo și am văzut oamenii cât de... cum sunt oamenii, de fapt. La bază. Eu până atunci vorba lui tata, am căzut din pom. Că așa m-a ținut ăla. Și acolo am conștientizat eu, stai mă, că oamenii nu sunt așa. Oamenii țin niște caractere, oamenii au niște... Mă rog. Și pentru mine aia mi-a schimbat mult filozofia de viață. Pentru că de atunci nu mă orientez altfel când stau de vorbă cu cineva. Nu mai pot să am încrederea aia oarbă în el, știi? Să stau de vorbă cu el și să-i spun tot ce am. Cu toate că o fac de foarte multe ori. Și toată lumea mă ceartă că o fac, dar... Parcă e altfel. Oricum. Da. Crezi că... Când vine copilul, te face mult mai calm, mult mai... poți să înghiți mai multe. Și de la soție, și de la orice, pentru că pentru el ești... Observ și la mine, adică de la agresivul ăla, nervosul ăla, și care însărea țandra și lua mort...
Știu ce zici, eu fac asta foarte constant și foarte des, dar mie mi-e frică de un singur lucru. De explozie. Explozia. Aia mi-e frică, pentru că eu știu că instinctul nostru, noi suntem animale de la bază. Noi avem, oricât discernământ am avea și oricât am încercat să suprimăm toate chestiile astea, la un moment dat tot o să iasă. Și atunci eu am hotărât, părerea mea, ca să scot o drău ăsta din mine prin sport. Să fac sport. Ce sport faci? Tenis, acum am apucat iar de tenis să joc, pentru că este singurul sport la care nu mă accidentez, pentru că am făcut de mic și mușchiul are memorie. Că în rest orice joc, fotbal sau alte sporturi, mă accidentez și joc de câte ori pot și vreau să ajung să joc mult tenis. Mult, mult. Îți face bine și la... Da. Cât joci? O oră, două? Două, trei, depinde. Și ai partener cu cineva care joci? Da, bine, am mai... Mai slăbuți. Mai subțiri, dar mi-e frică să mă duc după ea tare, că să nu mă bată ea, să mă facă ea de râs, da. Da. Inițial, eu, când a fost dezbaterea cine să meargă la tenis sau la fotbal, că așa a fost discuția cu mine și cu Lucian, au spus Lucian la tenis și tata zice, dați-mi și mie pe ăsta la fotbal. Eu când vedeam mingea de fotbal, ce e că vă friptură. Mi-e plăcea fotbalul. Nu, tenis. Și am făcut tenis cu japca, cum ar veni. Și cum am avut posibilitatea să mă las, m-am lăsat. Și când m-am lăsat, m-am îngrășat foarte tare. Am avut 20 de kg în 6 luni de zile. Michelin m-a făcut. Și am intrat, tătă-i băiat tânăr, nu stă bine grăsăna așa. Hai la fotbal. Nu vin, te bag la meciuri doar. El doar ca să prind gustul. Și m-a băgat la meci, am prins gustul și după aia am început să joc. Și eram om de bază la el în echipă. La un moment dat. De seama, m-am apucat la 17 ani. Treceam pe lângă ele, făceam o tită, nu mă prindeau. Da? Da. Da, așa a fost. Nu te-am văzut în ultimul timp acum niciun film, niciun reality show, nimica? Păi dacă nu a fost nimic tentant, adică care să rezoneze și cu mine și să-mi ofere și mie, adică să fie bine și pentru mine. Nu pot să mai lucrez, că lucrez de când am intrat în industria asta, numai pentru alții. Și... acum... Ai de gând să te întorci la actorie? Adică e ceva care... Oricând. De acolo mă regăsesc când... Eu când joc, eu sunt cel mai fericit om din lume. Îmi place. Mi-a plăcut dintotdeauna. De-aia am și știut să mă fac plăcut. Aici se spune în Buftea, unde am avut 4 generații de actori. Începând de la domnul Dinică, de la Marin Moraru, de la Maia, de la... cei mai mari, reușeam să mă fac plăcut, să nu-i deranjez, să nu știu ce, mulți, nu prea. Și actoria pentru mine, alea au fost reperele mele, gen, vedeam când veneam Dinică la cadru, venea pe acolo, vorbea el, se explica, nu era picior de producător pe acolo, să vină vreun să zică ceva, pe înjura ca la ușa cortului, ce foi de mine. Era toți morți și toți. Olelei! Dar ce înjura, la un moment dat, îți spun o fază amuzantă, era ziua lui Marin Moraru. Și au venit de la ProTV o reporteriță, o puștoaică mai obraznică, nu știu ce. Și Dinică ieșise dintr-o secvență și era încă relativ în stare, știi, adică era nervos că a avut secvență. Și aia vine, îi microfonul în gură, doamnă Dinică, ce e ora lui Marin Moraru, că e ziua lui? Nu știu, să-l ia dracu. A rămas șocat. Avea numai... A, nu, i-a zis să-l calce trenul, pardon. Nu știu, să-l calce trenul. Du-te, dracu. Ei a zis, du-te, dracu. Pardon, da. Da. Ce personaj incredibil. Era. Personalitate. Era bine, nu? Eu l-am prins... Când era deja cu problemele, da. Mai serios, dar eu îl bănuiam sincer acum, cu tot respectul, de multe ori... O dădea și la două capete. O mai dădea și la două capete, când avea chef să învețe textul ăla, știi? Dar în rest, păi, când avea el chef de Caterin, că când s-a apucat să povestească, păi se opreau filmările. Mai măcheia atunci? Nu. Nu. A mai scăpat așa în porumb, mai ciugulea el un pic așa. Mai. Machise destul la viața lui. Da, da. Păi doamna Gabi l-a salvat. El s-a căsătorit târziu cu doamna Gabi. Așa spune doamna mea. Asta povestea întreagă cu maica sa. Cred că e bună dragostea asta la ceva, uite, pentru puii ăștia ai noștri. Că uite, reușesc ăștia cu dragoste. Exact. Îți... Poți să spui că în acest moment Maria este persoana care iubește mai mult din lume? Indiscutabil. Nu există. E geloasă soția ta pe tine că iubesc pe Maria așa de mult. Dă-i seama că nu-i convine. De-aia îi zic cu bună știință. N-am ce să fac.
Ce, uite-te la ea, că zice și ea, da, ce să-i faci, uite-te, e minune, mă, nu se poate. Îți mai dorești copii? Eu aș vrea echipă de fotbal, dacă se poate, sau un lot întreg, dacă se poate. Dar, na, să vedem, trebuie să vorbim frumos cu soția. Ne purtăm frumos. E greu că s-a speriat. Se spune că bărbații vor băieți. La tine cum a fost? Fată. Fată, nici n-am stat pe gând. Fata mea. Fii mea, nu mai există altceva. Fii mea și atât, în rest nu mă interesează nimic. Mai muța. În privința soției tale am observat că ai fost foarte discret. Întotdeauna, eu niciodată nu prea am vorbit de viața mea personală. Și ori de câte ori am fost și când ieșeam în oraș. Nu-mi plăcea să mă afișez, nu-mi plăcea mie să dau posibilitatea oamenilor să vorbească chestii, mai ales despre lucrurile mele personale și despre familia mea. Și eu niciodată n-am vorbit de Oana. Nici ea nu-i place să apară la televizor, îi place și ea să stea discretă, ea e cu viața ei, nu mă interesează chestii de genul ăsta. Dar cam atât. Adică, nu. Ce faceți în timpul liber? Timpul liber? Trebuie să mă gândesc. Adică s-a schimbat ceva în relația voastră după nașterea Mariei? Păi tot, soția mea e și mai tinerică ca mine. Cât ai tu, cât are ea? Eu am 43, ea are 29. Mulți înainte. Și, na, dai seama că are altă energie, eu trebuie să mă țin eu după ea, da. E greu și mie și, na. Lucrăm amândoi. Asta e cel mai important. Lucrăm amândoi la binele copilului nostru, că asta ne interesează. Și încercăm să-i creăm o platformă bună, să aibă parte de armonie, să vadă lucruri frumoase, să vadă tot ce trebuie în casă. Asta este datoria noastră. E bine că am cu cine să vorbesc. Asta e norocul meu. Legat de Maria, va crește și o să citească lucruri scrise despre tine. Ce o să-i povestești despre Augustin din perioada adolescenței sau a tinereței? Dar nu e nimic de ascuns. Și plus când o să citească, o să-i spun înainte că sunt câteva sute sau mii, să nu fac eu fițe, că s-au scris foarte multe articole de mine, dar nu știu dacă sunt trei adevărate din perioada orașului. Eu întotdeauna n-am vorbit cu presa, nu prea am dat interviuri, nu m-a atras niciodată zona asta. Da. Nu. Și până atunci multe dintre publicațiile aia nici nu vor mai exista. Da, da, cu siguranță. Da, na. Ea o să știe cine a fost ăla. Care a fost cel mai urât lucru care s-a scris de tine în presă, Augustin? Adică care chiar te-a deranjat, nefiind adevărat, oricum, multe dintre ele. Majoritatea, ți-am spus, nu erau adevărate, dar pe mine nu prea mă pișcă părerea oamenilor. Nu știu, așa am fost eu. Crezi că asta are de-a face cu felul în care ai fost crescut? E posibil să aibă legătură, pentru că probabil m-au fi înrăit cumva, că toată copilăria mi-am dorit să mă fac plăcut și nu știu ce, și inclusiv caracterul ăsta de care spuneam când am fost la fermă, că am văzut diverse caractere. Poate caracterul meu nu e chiar așa să fiu atât de plăcut, știi? Poate acum, uite, când am ajuns, că văd că sunt mai sec, sunt mai alea, nu mai sunt așa bucuros, nu mai mă ia capul și parcă nu mai am nici chef. Înțelegi? Să mai mulțumesc pe toată lumea. Răbdare. Nu mai am răbdare și nici chef. Și plus, multe chestii. Avem tendința să ne purtăm frumos cu oamenii în oraș, în loc să ne purtăm frumos cu familiile noastre acasă. Și atunci, aia care nu mă plac în oraș să fie sănătoși, oricum n-am nevoie de ei. Spuneai într-un interviu că tu ți-ai arătat prima parte a vieții tale pentru că puteai să fi fost un sportiv foarte de succes. Și cred în continuare treaba asta. Pentru că, nu zic eu, majoritatea oamenilor din tenis, de exemplu, de nume mari, dacă îi întrebi în perioada cât am cochetat eu cu tenisul puțin, toți o să spună, Augustin a fost un talent pur. Dar eu, de exemplu, țin minte și acum, cred că meciul... Ce s-a întâmplat? Nu exersai destul sau ce s-a întâmplat? Păi asta că vreau să spun, aici a fost... La un moment dat am jucat cu Victor Hănescu, am căzut cu el. Eu nu mai țin minte dacă el de-abia se apucase. De fapt, știu sigur că de-abia se apucase, dar îți dau cuvântul meu de onoare că nu mai țin minte. Ori m-a bătut foarte rău, ori l-am bătut foarte rău. Dar știu că după meciul ăla m-am lăsat. La o perioadă scurtă m-am lăsat. Pentru că eu, de exemplu, dacă jucam cu unul pe care îl știam, față-spate, știam cum merge joacă. Și când a venit unul nou și când, de exemplu, dacă, asta ți-am spus, eu cred că totuși cred că m-a bătut foarte rău. Pentru că eu atunci am zis, bă, ăsta e mai bun ca mine, n-am cum să fac eu să fiu mai bun ca el și cred că de-aia m-am lăsat.
Neînțelegând adică, că trebuie să practici mai mult. Da, să mai neînțelegând că eu trebuie să mă antrenez, pentru că nu aveam disciplina aia, nu aveam conduita aia și așa mai departe și tot așa. Și eu atunci credeam că, bă, așa e de la Dumnezeu, ăsta e mai bun, sau ăsta e mai slab, sau ăsta e mai nu știu cum, și fiecare stă în banca lui. Târziu am aflat că e vorba doar de noi și, mă rog, da, da, înveți, mai bine mai târziu decât niciodată. Te-au văzut cei mari în perioada aia, Ilie Năstase, Țiriacă, că a avut oportunitatea? Da, păi am, la un moment dat am și stat cu ei la masă, am fost la, în 2011, a organizat Romanian Open, Năstase, Țiriac, Trophy, Stars Open, turneul vedetelor. Și acum m-au abordat și pe mine să vin și eu să particip. Le-am spus, bă, nu-i corect să vin eu să joc. Am jucat de performanță, vin să joc cu Serghei Mizil, cu CTP-ul, cu mălăele. Lasă, domne, că ai imagine, că nu știu ce, toată lumea te apreciază, haide, bine. Și acum am început să joc, în semifinală am jucat cu mălăele. Și l-am bătut, dar l-am bătut greu, 6-4, 6-4, le-am zis că jucam pe semicentral, era plin semicentral, toată lumea se uita, m-am căzut pe jos acolo, cum vezi, sau, mălăele, da, mai balaur. Și după meci mi-a zis că haide, mă, să te cinstesc. Zic, de ce? Că nu mai ai făcut de râs, vin încă. M-a dus la, m-am pus cu el la masă și când m-am pus, după el au venit Nadia, Țiriac, Hagi și Năstase. Toți s-au pus la masă. Și eu. Deci eu să vorbesc eu cu ăștia acum, eu stăteam și eu cu mintea acolo în banca mea, după care Țiriac era chiar în dreapta mea, îmi zice, că bă, tu știi că eu am fugit cu tactul mare din Turcia de la Copa Davis? Zic, nu știam. Zic că a murit frasul Geamăn Marin și că bunica mea a simțit în momentul ăla și că erau la Copa Davis în Turcia și că s-au suit în mașină și au venit în România să... Și a vorbit foarte frumos la adresa lui bunicul meu, de față cu cei mai mari sportivi ai României și nu numai. Și de aia îți dai seama un moment de bucurie. Dar în perioada aia jucam la casino și mă gândeam că trebuie să iau 2000 de euro locul 1 de la turneul ăla să pot să mă împrăștii repede. Câți ani ai jucat la casino? Mult. Pe prima oară am intrat la casino la Berlin. Aveam 94. Erau... Era fostul Berlin, lângă capitolul acolo, da, unde da, e acum control sau ce? Da, nu știu ce. Da, acolo. Și aveam prieteni dealeri care lucrau acolo și erau camere, dar nu erau microfoane. Și el ne spunea pe gură, întorcea cartea, el vedea, vezi mă, că am figură, că am nu știu ce, și făceam na, găinării. Și după aia a mai fost un pic la Vox Maris, în 95, că după aia s-a închis, că era discoteca și un tandem cu casino, era... Și după aia, ușor, ușor, pe toate le-am descoperit, înțelegi? Și am intrat în toate. Deci ai jucat vreo 15 ani? Jucam mult, mult. Dar era un mod de viață. Adică aia era viața. Mă trezeam, mă îmbrăcam frumos, mă duceam la casino, mă jucam, după aia plecam la discotecă, parcă mai cunoșteam pe cineva, mai. Mă întorceam înapoi la casino, de obicei de cele mai multe ori. Nici nu pierdeam în mintea mea, pe atunci, foarte mulți bani, știi? Că mai și câștigam, eram și bun la majoritatea jocurilor, aveam dexteritate, știam, aveam filingeală. Mai aveam și oameni înăuntru. Dă-ți seama că eram toți acolo. Și era un... Că asta spun, că asta e problema ce se întâmplă și în ziua de astăzi la noi. E vorba de anturaj. Anturajul era o minune, de bea așteptai să ajungi acolo, să faci, mai faci o glumă, să nu știu ce. Acolo e nenorocirea, la anturaj. Da? Am jucat mulți ani și alea am înțeles că îți dau niște sechele, niște... Că am sap în creier. Crezi că anturajul te-a făcut să nu mai faci performanță în tenis? Nu, ți-am zis, pur și simplu eram eu putoare. Nu am avut disciplina asta implementată, că toată lumea spune, da, că de ce n-ai ajuns? Tai bunică, tu dita mai tenismenul, tai că tu dita mai fotbalist. Da, am prins pe bunică, îmi dădea ori să uita cine trece pe stradă, că avea 70 de ani. L-am prins în vână când se pregătea, când făcea sprinturi și mânca nori. Nici pe el, nici pe tata. Pe tata șpriț. S-au liniștit. Că asta vreau să fac eu, invers, cu Maria. Să nu poată copilul ce-am văzut. Exact. Îi dau puse de ea, tată, uite asta, da. Acum tu te descurci, vezi tu ce faci. Ce ți-ar fi plăcut mai mult, să fi fost fotbalist sau tenismen? La cum arată fotbalul din ziua de azi, mai bine tenismen. Oricum tenisul a crescut acum în comparație cu ce era când eram noi mici. Da, da, și internațional, că nu era... S-a schimbat tot. A devenit major, sport major, nu era... Nu era așa, nu era, dar uite că e un sport foarte greu, pentru că e un sport individual, nu te ajută nimeni.
Cel mai mult un sport, da? Mental decât fizic. Păi dacă te uiți la toți mari tenismeni, mă rog, și jucători medii de 50, primii 50, tot joacă bine până la 4-4 și cu Djokovic. La 4-4, buf, break 5-4, 6-4, s-a terminat set. Acolo. 4-4, 5-5. Și acolo face diferența intră la creier. Federer, Djokovic, da? Nadal. Până și ei au carențele. Da. Dar sunt atât de bine motivați. Pregătiți și în ziua de astăzi, da? Au mental coach, au tot felul de tehnici, care nu existau pe vremuri. Ilie nu făcea secunde, mai dădea câte unul să le enerveze, să nu știu ce, cu tribunele, să juca. Aveau ei și tertipule și pe atunci, nu făceau de toate. Te duce viața, mai ales în sport, îți dă posibilitatea să te aperi când găsești soluții. Așa. Acum ești campion la biliard. Nu mai sunt, am fost campion acum mulți ani. Dar bat cam, când mă duc pe la turnee, cam bat așa, cam câștig. Ultimele cinci am câștigat 3 și 2 finale. Dar e hobby, ăla e... Am auzit că ai zis într-un podcast, nu știu unde, că n-ai citit în viața ta o carte. Da, așa e, într-adevăr, spre rușinea mea, da. Numai cărți, nu prea am citit. Și prima pe care am citit-o e asta lui bunica mea, da. Într-adevăr. Și eu cel mai mult când am ajuns în buftea și cu scenariile, vezi că mi-era cam greu să le citesc. Adică când veneam puțin mai devreme, stai mă, să mai trec o dată pe mine, mă fac de râs, că mă bâlbâiam, știi? Dar ce să vezi, după aia învățam text, de am legat cele mai multe secvențe, 14 foi de A4, învățate pe de rost. Tare. Sunt singur, sunt campion. Cât ai stat cel mai mult într-un cazino? Cu zilele. 2 zile, 3 zile? Zile. Păi aveam și apartament în cazinul, urcam, mă culcam și mă trezeam, coboram. Deci ai prins pe toți jucătorii, pe Oneață? Pe... toți, și pe Oneață, și pe... Nu mai vorbesc de ei, că sunt prietenii mei. Toți. Pe Mitică Cocoșatu, pe unchiul meu. Mitică Cocoșatu? Unde juca nea Mitică? Nu cred. Da? Mamă, prieten... ce jucător, că juca așa, cu... am văzut să-l ierte, mamă, cât a jucat. Da. O grămadă, bani mulți de tot. Da, joacă lumea. Aia nu le închid ăștia. Nu le închid odată. Ne nenorocesc copiii. Nu e de ce pământ. Te-ai îndatorat vreodată la cămătari? Eu la cămătari. Zice, la un moment dat ți-am spus, aveam atât de mulți încât la un moment dat i-am sunat și am zis, bă, știți ceva? Ce? Stop! S-a terminat. Cum adică, domnule? Nu mai primi niciun ban. Cum adică? Nu, păi vreți să mor? N-am. La revedere. Și când tata s-a îmbolnăvit, aveam 800 de euro în casă, toți bani. Din dita mai milionari. Și am tras singur canul ca în perete. L-am dus-o pe picioare și mi-am făcut treaba. Dar de curând m-am reparat de bea. Că am scos 200 și ceva de mii din piatră secă. Înțelegi? Și, da, n-am deranjat pe nimeni, n-am apelat la nimeni. Am apelat la câteva persoane, recunosc, nu pot să zic, să mănânc pe Dumnezeu. Dar în rest, am stat la cutie, mi-am văzut de treaba mea și în continuare așa o să și fac. Ai câștigat foarte bine la casino? Câștigat. Dar câștigul nu mă tenta. Adică, jocul era. Adrenalina când pierdeam. Când pierdeam, mă luau emoțiile. Începea să-mi sară inima din piept. Uite așa-mi făcea inima pe. Aoleu, de unde iau banii? Luam pe... la oameni care nu prea luai. Înțelegi? Și o luam cu un tupeu că știam 100% că n-am de unde să dau. Adică nu conștientizam, nu mă interesa. Și mulți nu prea te joci. Știi și tu. Și eu, tupeul meu, mă duceam la cel mai șmecher. Da, bă, cu nu-i problemă. Băi, zic, da, zic eu. De multe am scăpat din belele așa. Te-a ajutat și tagă-tul. N-am mai prins el perioada aia. Și el juca. El era jucător de blackjack. Intra vineri în cazinou, ieșea luni. A jucat și el blackjack. L-a descoperit târziu. Ce sfat ai avea pentru tânăra generație, pentru cei care au o dependență de jocuri noroc? Ce le spune? Să conștientizeze, să realizeze unde e buba, că nu e acolo. Că ceva îi supără pe undeva, să încerce să repare și să înțeleagă că jocurile, sinucigași, te omori, nu te respectă nimeni, boschetar, n-ai nicio valoare, nimeni nu te iubește, nimeni nu te respectă și ajungi ultimul gunoi. Ce vezi tu de fațadă, un pic la mișto acolo, cu gagici, cu fițe, cu 2 lei, 3 lei, aia e
Pe moment. La final, gloabă. Gunoi. Bana la autor ai dat? Sunt rușinos eu așa, chiar dacă nu pare, sunt rușinos așa de felul meu, dar mi-e rușine într-un oarecare măsură, știi? Adică mie nu mi se pare... Dacă nu te îmbătai, dădeai. Nu beau. De bunciot. Da, mai băut, recunosc că am mai băut de multe ori, beam ca să intru în atmosferă cu ceilalți, că veneau... Bea să mără, să fac, bea și cu mine, bea și cu mine, eu asta era viața mea când ieșeam în club. Eu stăteam până la 2-3, eu cheam ceva și eu acasă, nu stăteam eu până dimineață să pierd timp degeaba. Dar după aia, după ce a murit tata, Vârciu m-a dus la un moment dat la... Am făcut un am făcut un revelion cu el la Timișoara și mi-a dat să beau B-52. M-am bărligat, mi-a pus mâna la gură, că mi-a venit să vor, să spun sincer. Un suport miros. Și după vreo 10 minute mi-a luat un slow motion. Și după aia îmi povestea asta Vârciu, și că veneai la mine și zice, dacă știam eu ce putere îți dă băutura asta... Da, dar nu, am avut așa o perioadă când mai ieșeam și mai beam așa de atmosferă, după care tot nu-mi plăcea, că treceam de pragul ăla, dacă nu știam să beau, mă durea capul, mi se făcea rău și nu-mi plăcea. Mie... Încercul ăsta vicios al cluburilor, femeilor, băuturii și cazinourile, ultima etapă sunt drogurile. Ai avut fată... Eu am încercat de toate. Eu le-am făcut pe toate în viața asta. Și n-am mințit niciodată, am spus de fiecare dată. Dar toate la vremea lor. Ce am realizat că nu sunt bune. Și venind vorba despre droguri, eu mă droghez și acum. Cu apă, cu zahăr, cu Kinder. Că lumea nu mai spune că alea tot droguri sunt. Mai rele. Mai rele. Depinde cât de multe consumi. Și pe lângă asta, pe lângă asta vine și lumea la, și... La alea e și justificare. Că în momentul când spui, eu sunt aici și beau un pahar de vin și alții, uite-te ce băiat bun, Augustin, ce... E pofticios și el mănâncă, am mâncat și el 10 sarmale sau am mâncat și el, fără să-ți dea seama că de fapt se îmbolnăvește până ceea ce faci. Nu, Doamne, ferește că ar fi bune celelalte dependențe, dar și mâncarea poate să fie la fel de... Păi e doar că e mai puțin nocivă, pentru că nu e procesată chimic, cu toate că... Nu toată, exact. Nu toată, da. Dar ideea este că în momentul când mănânci o lingură de zahăr, că ai luat o linie de cocaină sau dacă ai băgat heroină la venă, creierul reacționează identic. Exact. Da, deci nu este nicio diferență. Spuneau ăștia că zahărul este de 12 ori mai adictiv decât... Da. Alcoolul și încă un drog sunt singurele două droguri din lume de la care se moare din sevraj. Da, da. Da? Și cu 10 lei se fac 4-5 căcate, duci un litru de vodcă. Atunci când vii și vorbești de droguri, nu mai vorbi de droguri. Când voi drogați planeta asta de o viață. Înțelegi? Asta mai mult sunt subiecte de cancan, droguri. Droguri, noi ne drogăm în fiecare zi. Cum te-ai lăsat de toată adicția? Eu întotdeauna, mie trebuie să mă simt bine. Eu dacă ceva se întâmplă și nu mă simt bine, nu mai îmi trebuie a doua oară. Și dacă eu simțeam că nu fac bine, nu îmi plăcea. Nu mă satisfăcea. Da. Te-a ajutat sportul mult ca să poți să... Sportul? Pe în ultima vreme, eu spun sincer, sportul, eu n-am făcut sport. Eu, de fapt, n-am făcut, nici când eram puști, poate acum la bătrânețe, mă rog, am început să fac mai mult sport. Când eram mic, ți-am spus că nu mă pregăteam, dar acum, în perioada asta, mă antrenez cât am posibilitate. Ajută sportul. Da și nu. Trebuie, am vorbit noi înainte, echilibru. Trebuie să mă echilibrez, să-mi găsesc un stil. Cum e relația ta cu Dumnezeu? Mă, nu cred în Dumnezeu. Nu cred pentru că... Poate o să zici că, na, multă lume o să se supere și... Da, asta e părerea mea și sunt sincer. Nu cred că ai nevoie de cineva pe lumea asta, nici măcar de Dumnezeu. Pentru că mulți oameni se întorc către Dumnezeu, mai ales când e greu. Da, sau au o cumpănă, sau ajung într-o situație de genul ăsta. Dar când vezi că sunt tsunami de mor câte 250-300 de mii de oameni nevinovați, copii noi născuți pe lumea asta, și cum se face propaganda asta prin biserici și așa mai departe cu Dumnezeu atot bun și atot puternic, pentru mine când văd că mor câte
200-300 de mii de oameni la câte o catastrofă de genul ăsta sau copii bolnavi de leucemie, noi născuți și așa mai departe, dacă există Dumnezeu, înseamnă că nu e atât de bun și nu e atât de atotputernic. Asta este părerea mea. No. Și plus că, într-adevăr, eu m-am dus și către el. Chiar credeam când era cu tata să... Doamne, fă ceva, știi? Pentru că și acum, dacă îmi spui ceva, zic, Doamne ajută. Pentru că de mic am fost învățat să zic, Doamne ajută. Da. Cu toate că, na. Viața mie personal, până în momentul de față, nu mi-a arătat că există Dumnezeu și nici nu cred că în ăștia 2000 de ani de când s-a scris, a arătat cineva că există Dumnezeu. Dacă o să-l văd, eu zic da, ești. Bun, atunci... Ce înseamnă pentru tine succesul, Augustin? Succes? La ce? În general. Eu niciodată n-am făcut lucruri pentru succes. Eu am făcut lucruri ca și au fost și când am intrat în actorie. Îmi plăcea atmosfera de pe acolo, mă simțeam eu bine. Adică nu puneam presiune, mamă, trebuie să joc bine ca să fiu, să ajung, să iau rol, să mă duc, să mă... N-am avut niciodată gânduri de genul ăsta. Adică pentru mine succesul a venit natural cum ar veni. Că, da, ăsta e adevărul. Și în tenis, și biliard, și peste tot am avut rezultate uriașe. Adică am creat precedente. De exemplu, la biliard am fost la un campionat european, ultimul campionat european, și tot așa sunt și ca la tenis, mă antrenez și... Și în primii 32, Mario He, dublu campion european, bătut 11-10 în decisiv. În primii 16, Kaci Eklend, numărul 1 mondial, 11-10 în decisiv și pe ăla. Cum i-am bătut eu pe aia? Doar dici, că credeam eu aici, în capul meu, că pot să-i bat. Că e imposibil să-i bați pe aia. Că-s roboți. Da? Da. Dacă m-aș mai fi și antrenat, cine știe, poate ajungem. Dar ce, ca să-mi dea lumea calificată. Nu simți că ai disciplina necesară, nu? Da, n-am disciplina asta. Asta este ce, nu disciplină, n-am consistență. Adică mă apuc de chestii și nu termin. Nu. Și tot încerc de fiecare dată să încep să am o continuitate, să am o consistență în tot ceea ce fac. Asta mi-e cel mai greu. Da. Cum îl vizualizez pe Augustin la 50 de ani? Îl vizualizez stând în tribune, uitându-se la Fisa cum joacă tenis. Pe culmile lumii. Vrei să faci o mare campionă? Sau vezi să fie mare campionă? Gena are, nene. Are gena, are din toate direcțiile. Și plus, eu cred foarte tare că strămoșii noștri, din ADN-ul lor, ne rămân și nouă. 100%. Și când eu știu că ăștia s-au chinuit atâta și noi venim din familie de sportivi, că de-aia am și rămas fără bani. Prea mult creier. Și na. Să vedem. Ce o să vrea ea până la urmă? Dar dacă o duc un pic așa către tenis, se plimbe toată viața, să stea relaxat. Ce, cum arată o zi a lui Augustin Vizir? Fii dimineață mă trezesc, eu îmi duc fata la grădiniță, după care mă duc joc un tenis, eventual fac un antrenament, o sală, o piscină, chestii de genul ăsta. La 12:30 mi-a luat mai muțica înapoi. Mai mergem, ne mai plimbăm, mai ieșim în parc, mai jucăm. Seara poate ieșim la un restaurant, mâncăm și... La revedere, tabără drag. Liniștit. Da, gata. Hai, cam astea. Hai de gând în următoarea perioadă să, pentru cei care te știu, te urmărești, te iubesc, să joci în ceva, într-o telenovelă, într-un film, în ceva? Deocamdată nu e nimic. Bine, sunt tot felul de discuții, urmează la anul ceva, sper de data asta să pot să mă înțeleg cu ei. Și, da, sunt dispus. Plus că nu zic eu că sunt eu vreo mare vedetă, vreo mare actor. Dar doresc, parcă m-am plafonat un pic din punctul ăsta de vedere cu meseria asta. Nu, nu văd ceva, vreau ceva mai tare. Vreau și un nivel mai bun. Vreau să, pentru că eu știu că dacă, de exemplu, de-aia am și bătut pe aia. Pentru că sunt autodidact, mă iau după tine. Dacă te văd bun, sunt și eu bun. Înțelegi? Și asta vreau, vreau să cresc, să poate să am posibilitatea să fac filme mai tari, mai puternice, mai... Astea de telenovele și seriale, știm cu toții cum se zice, ai lumină, n-ai, dă-i, nu contează, nu? Și așa, film, două, trei filme, na, și te duci pe acolo, da, și îți vorbești, și câți bani îți dă, îți vine să te lași, de seama.
Eu spun sincer că eu în poziția asta, când spune lumea actorul Augustin Viziru, dacă eram acum vreo 20 de ani, da, îmi plăcea. Dar acum, în ziua de astăzi, cu tot respectul pentru tot ce înseamnă showbiz, mie nu prea mai îmi vine să-mi spui actor. Să zicem că peste 50 de ani se vor uita la noi niște copii pe un metavers, pe ceva, pe internetul ăsta, într-o realitate virtuală. Care ar fi recomandarea ta sau un sfat al tău după toată viața ta și tot ce ai acumulat în general în viața ta? Ce le-ai spune? Băi, uitați, fiți așa în viață, sau făceați asta, sau nu știu. Dacă mă întreb pe mine ce ar trebui să facă fiecare, să se descopere pe el și să-și descopere capacitatea lui maxim. Așa. Să nu mai lucreze pentru alții, să învețe să lucreze pentru el, să se pună în valoare și să-și dezvolte capacitatea maximă. Cu cât lucrezi mai mult la tine, eu vorbesc acum, că e ușor de vorbit, dar poate ăștia mai mici sunt oricum, o să fie mult mai deștept și peste 50 de ani, 100% o să fie mult mai deștepți. Nu o să mai aibă nevoie de sfaturi de la noi, dar cred că despre asta este vorba, pentru că școala, încă o dată îți spun, 8 ore copilul îți doarme. 8 ore îl duci la școală, sunt 16 ore. Restul cât stă cu tine? Până la 7 ani copilul merge, creierul îi merge pe download, da? Nu face diferența dintre rău și bine, n-are discernământ. De la 7 ani începe să aibă discernământ. Pleacă la școală. Unde îl crezi niște profesori, că dacă te pun cu profesorul ăla să stai de vorbă 10 minute, nu poți, că nu-l halești. Dar ăla îți educă copilul. Adică e foarte periculoasă chestia asta, că după aia spui tu, stai domne puțin, păi, dar de ce nu mă înțeleg cu băiatul meu la 16 ani? Dar ție îți place de... Dacă tu ai fi stat în mediul ăla, ți-aș plăcut? Asta spun, ideea este, mie, de exemplu, școala mie nu mi-a plăcut niciodată. Deci eu când vedeam școală și când vedeam pe aia că mă înjură și fără să fac nimic, păi de ce? Cine-i mă tu să mă înjuri tu pe mine? Păi dacă eu nu te deranjez să vii tu să mă înjuri pe mine, dacă aș fi avut putere, am avut omorât. Nu mi se pare și plus că asta se face școala, te învață să muncești pentru alții. Nu te învață să îți vezi de treaba ta. Înțelegi? Că așa, crede-mă, dacă te uiți de-a lungul istoriei, Elvis, Jackson, Muhammad Ali, cum au scos capul puțin mai mult? Puh! Nu? Nu-i așa? În cap. Mulțumesc mult, mult în tot sfatul meu că ai venit. Cu mare drag. Mă bucur că vorbești așa de asumat de trecutul tău. Ești un exemplu pentru foarte mulți oameni, în primul rând, ai sinceritatea să-ți asumi lucruri și ești, pentru mine, ești un model și cred că o grămadă de tineri au ce să învețe de la tine. Și felicitări pentru tot ce ai făcut și tot ce faci și felicitări pentru noul Augustin. Să rămână, să mă țină toată viața. Asta îmi doresc. Mulțumesc frumos de invitație.